Scripția deschideți E bine? Și serviciului de investigare a criminalității economice au desfășurat 25 de percheziții domiciliare în 4 județe mehedinți, Arad, Timiș și Caraș-Severin, la persoane bănuite de spălare de bani și evaziune fiscală. În concret, persoanele respective, în calitate de reprezentanți legali ai unor societăți comerciale în perioada 2008-2014, au înregistrat în contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale în valoare de peste 45 de milioane de euro, prin care au prejudiciat bugetul de stat cu suma de aproape 10 milioane de euro. Activitatea respectivă se desfășoară în două dosare penale aflate în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și sub supravegherea parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, activitate beneficiind de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații.